Siderată de mesajul primit, Diana nu poate lăsa lucrurile la voia întâmplării. Tânăra era convinsă că Robert o iubește. Iubirea lor prindea contur zi de zi și nimic nu anunța că relația lor ar avea probleme. De aceea, negăsind justificare pentru gestul lui Robert, Diana se simte îndreptățită să-i ceară acestuia explicații lămuritoare. Bă, băiatule, ce se întâmplă? Ce e cu mesajul ăla? Așa am simțit, să-ți dau cum mesajul. Cum adică așa ai simțit până acum? N-ai simțit asta? Păi... Ce, păi? Adică tu nu ții la mine, nu mă iubești, nu... N-ai sentimente pentru mine? Ba da, normal că țin la tine și că te iubesc. Ce iubești, mă, tu? Îmi lași un mesaj că vrei să ne despărțim și tu îmi spui mie că mă iubești? Da, pentru că eu consider că așa e mai bine pentru amândoi. Cum adică așa e mai bine pentru amândoi? Ai luat decizia asta singur? Da. Eu ți-am dat mesajul, nu? Păi și ți se pare că pentru mine e mai bine? Păi... Că ai zis că e mai bine pentru amândoi, dar se pare că pentru mine nu e bine. Păi poate e mai bine și pentru tine și pentru părinții tăi. Dar ce treabă au părinții mei? Tu stai cu părinții mei sau stai cu mine? Tu ai o relație cu ei sau cu mine? Nu am o relație cu ei, dar sunt părinții tăi și am văzut că te pot controla și se pot impune în fața ta. Și n-am dar de ce treabă să ai tu cu ei? Deci ce treabă ai tu cu ei? Tu ești într-o relație cu mine, nu? Deci nu înțeleg ce treabă au ei în povestea noastră. Robert nu are prea multă încredere în el. A avut și o situație precară, dar sunt sigură că va ajunge cineva. Nu am de ce să-ți fac viața amară cu ei dacă ei nu mă plac. E simplu. Bă, băiatule, tu cred că nu gândești ceea ce spui. Ba da, am gândit și înainte de mesaj și deci gândesc și tu acum. Tu minți și momentul de față. Deci minți! Dacă tot e vorba de minciună, trebuie să zic și adevărul. Ce adevăr? Nu sunt IT-ist. Poftim? Nu sunt IT-ist. Cum adică nu ești IT-ist? Sunt portar. Cum adică ești portar? Sunt paznic la o firmă de IT. O, băiatule, tu faci mișto de mine? Ți se pare că fac mișto? Da, am impresia că mă iei la mișto, adică suntem la atâta timp împreună și tu nu ai fost în tare să-mi spui până acum? La început, la nuntă, când ți-am spus că sunt IT-ist, am făcut asta pentru că tu mi-ai spus că ești avocat și nu am vrut să fiu mai prejos față de tine. Ce nu aveam de unde să știu în momentul ăla că lucrurile vor avansa atât de repede între noi. Și tu ai preferat să mă minți? Pe moment atunci, da. Nu aveam de unde să știu, repet, că vom ajunge aici, că tu o să mă prezinți alor tăi. Nu aveam de unde să știu toate lucrurile astea, că în 3 luni vom ajunge atât de departe. Bine, nu mi-ai spus atunci și până acum de ce n-ai spus-o? Nu mi-am făcut curaj. Nu am avut destul curaj, nu voiam să te pierd. Ok, și ai preferat să te desparți de mine decât să-mi spui adevărul? Am preferat să fac viața mai ușoară pentru amândoi. Bărbații la cât de mult mint, asta e o nimica toată. Bine, nici chiar o nimica toată. Când vor afla ei mei că el este portar, o să facă foarte urât. Fata asta chiar mă iubește, dacă mai stă cu mine după ce am mințit-o. Pentru mine nu contează statutul tău social. Pentru mine contează să mă iubești, dar omul de lângă mine, să ții la mine. Contează, pentru ai tăi, dacă nu ești un om de notorietate, am văzut. Nu contezi, nu existi. Măi, dar sunt major, am și eu dreptul să decid. Iau decizie singură pentru mine. Nu pare. Cum adică nu pare? Nu pare, din cum i-am văzut pe ai tăi, nu pare că e deciziile singură. Deci chiar am încercat și am încercat să fiu lângă tine și am încercat să te susțin și tu trebuie răsplată mii pași mai mii pe gât acum și te desparți de mine printr-un mesaj că, vai domne, aveai tu un secret. Nu era un secret, era o minciună. Consider că am început cu stângul și nu mai am cum să fac lucrurile să meargă pentru relația asta. Nu pot spune că nu sunt supărată pe el că m-a mințit, dar... pot trece peste asta și o să trec pentru că îl iubesc. Ba da, eu cred că ai cum să repar toate chestiile astea. Avem cum să reparăm. Eu chiar țin la tine, eu chiar te iubesc și nu vreau să pierd toate momentele frumoase pe care le-am petrecut împreună. Și eu țin la tine și te iubesc, dar mi se pare că am ajuns într-un punct din care nu mai avem cum să ieșim. Auzi, chiar nu contează ce vor părinții mei. Contează ce vreau eu. Și cred că o să putem să trecem peste tot ce s-a întâmplat și să-i lași la deoparte pe ai mei. Și dacă ești bărbat, nu o să fugi de mine doar pentru că așa vor părinții mei. Eu îl iubesc indiferent de funcția lui și chiar cred că are potențial. O iubesc sincer și de acum nu voi mai lăsa pe nimeni să stea în calea fericirii noastre. Am fost un prost și
îți promit că nu o să mai fac asta. Adevărul e că mă faci să mă simt un om mare, un om important, nu un căpșunar. Și o să am grijă de tine totdeauna. Mulțumesc. Dragostea a învins. Robert s-a eliberat de povara unei minciuni, iar Diana l-a iertat. Putem spune că cei doi îndrăgostiți au parte de un nou început în forță. Pe de altă parte, însă, în lupta pentru recâștigarea Dianei, mama tinerei se folosește de orice tertip pentru a-l înfrânge pe Robert. Aoleu, dar ce faci, draga mea, așa, stai în ploaie, hai, băgă-te aici. M-a prins ploaia când să nu plec. Nu ți-e frig și ție așa? Cum umbli așa? Asta-s niște ani la ce-am găsit despre Robert ăsta. Ia zi repede ce ai aflat, te rog frumos. Să spunem că n-am mințit unde lucrează, dar am mințit ce lucrează. Ha, incredibil. La firmă de IT lucrează, dar e paznic. Extraordinar, eram sigură. Da. Eu am simțit de mult că ceva e neregulă. Aici aveți un stick. Am făcut poze, am făcut video. Nu aveam cum să refuz pe doamna Otilia, pentru că de astfel de oameni nu știi când ai nevoie. Am avut dreptate, cum să n-am? Păi cum să nu miros eu un terchea berchea? Mi-au trecut mii de oameni prin mână. Era și normal. Vedeți? Paznic. Da, eu știam, aici am știut de la început că era ceva putred la mijloc, de când l-am văzut. Da. Și aveți totul aici. Mersi, deci tot poze, tot ce ai filmat găsesc aici. Totul e acolo. Am înțeles. Uitați-l până și în cabina de paznic, cu uniforma, cu tot. Nu e nicio îndoială. Da. Bun, am înțeles. Uite ce mai vreau eu de la tine. Te rog eu frumos de tot. Vreau să mă mai ajuți într-o treabă. Spuneți. Relația asta trebuie să se oprească acum, cu orice preț. Eu nu vreau ca fata mea să vorbească așa, cu nimeni. Ce fac acum, fac înspre binele Dianei. Că băiatul ăsta i-a sucit mințile. De când e cu el, nici că a mai vorbit cu mine. M-am gândit că ar trebui să-l căutăm pe băiatul acela cu care a fost, cum îl cheamă? Eric? Da, Eric, așa, da, cu Eric. Să te duci să-l cauți pe Eric, te rog frumos, dacă ai putea. Și să facem în așa fel încât să-l trimitem să-l sperie cumva pe băiatul ăsta. Chestia este, știți, eu acum sunt cu Eric și... Cum, tu ești cu Eric? Da, de ceva timp suntem împreună și... Păi și stai puțin, dar acum ce faci, vrei să te măriți cu el? Doamne, nu. Da, păi dacă nu vrei să te măriți cu el, atunci putem să îl băgăm și pe el un pic în jocul nostru, nu? Eu nu aș vrea decât, te rog, dacă poți, aș vrea doar să îl caut și să-i spui, să-l mai cauți, că dacă sunteți împreună deja, da. Să-i spui, te rog, să se ducă la acest nătânc, că nu pot să-i spun altfel, și să bage un pic sperieții din el. Înțelegi? Da, o să vorbesc cu el, chiar te rog eu frumos, după aia ai tu timp să te distrezi, aveți timp să vă distrați, dar aș vrea foarte mult să bage sperieții în el și să o lase în pace pe fata mea, pentru că nu se mai poate. Sper că Amalia să facă tot ce am spus, pentru că nu am de gând să preiau eu frâiele. Dacă ați putea rezolva cumva cu operația mătușii mele... Da, cum să nu? Spune să mă sune și dacă e și mâine o băgăm. Și mâine? Da. Stai liniștită, pentru că știu cum este și tu trebuie să poți să te bazezi pe mine. Să rămână, sunteți în lucru. Bine, te rog eu mult de tot, fă tot posibilul. Vorbește cu el, cu Eric, și sună-mă să-mi dai datele, să-mi spui ce și cum și... Da? Da. Te rog eu frumos. Da. Mulțumesc, m-ai ajutat foarte mult. Nicio problemă. Foarte mult. Te pup. Ai grijă de tine. Pa. Pa, pa. La revedere. Pa. Serviciu contra serviciu. Nu-i așa, doamna doctor? În felul acesta putem înțelege că notorietatea profesională a mamei Dianei nu este dublată de o persoană cu principii, ci de una fără caracter, dispusă să-și folosească influența pentru avantaje personale. Din aceeași perspectivă, se pare că privește lucrurile și Amalia, pentru că scopul scuză mijloacele, nu-i așa? Din păcate însă, victima mărșavei înțelegeri dintre Amalia și mama Dianei nu este decât Robert. Pe cine căutați? N-aveți voie să treceți. De cine ați că vreau să trec? Pe cine căutați? Pe tine. De ce? Am un mesaj pentru tine. Din partea cui? Din partea mea. Lasă-o pe Diana în pace. Nu mai căuta. De ce? Nu e de nasul tău. Și plus de asta, e femeia mea. Eu nu mai am nicio treabă cu Diana. Dar
Am făcut treaba asta pentru iubita mea. M-a rugat ea. S-a ajuns prea departe. Habar n-am cine e omul ăsta și de unde știe unde lucrez. Ar fi mai bine să ieși afară. Și dacă nu ieși afară, ce faci, mă? Tu ești stres, să dai o muscă afară, vrei să mă dai pe mine? O să-i chem pe colegii mei și cu siguranță vei ieși afară. Ba n-o să ies, mă. Ce o să-mi faceți, mă? Voi cu baraca asta voastră și toți. Nu cauți terminați pe nimeni aici, n-ai nicio treabă aici, deci ușa e acolo. Te caut și vreau să mă asigur că ai înțeles mesajul meu. Dacă n-ai înțeles mesajul meu, spune-mi acum să te fac să-l înțelegi. Salut. Tu vezi de drumul ce te faci. Ia-ți-mă liftușii. Nicio problemă, o să-l conduc afară, nu caută pe nimeni. Conduci-mă pe nimeni afară, zi-mi clar, ai înțeles mesajul meu sau nu? Sunt sigur că pârlitul ăsta nu o să mai caute pe Diana și toată lumea o să fie fericită. Bine, mai mult părinții ei, ea nu o să fie. Invitat pe domnul afară că... Da, sigur, da, hai. Termină-te, mă dai tu pe mine afară. Fii atent, să-ți intre bine în cap. Las-o pe Diana în pace. Și tu marci, mă. Robert parcă are o altă raznă. El nu-și dă seama că lucrează într-o corporație și aici nu se permit asemenea lucruri. Nu mi-e frică de el, dar mi-e frică că o să pierd și amărâtul ăsta de job și tot o să se ducă de râpă. Sper să nu se afle mai sus ce s-a întâmplat acum aici. Nu are rost să... Îți dai seama că și eu. Îți faci probleme. Aceste probleme le rezolvi acasă, nu la serviciu. Da, îmi cer scuze. Chestiile astea îți pot afecta cariera. Știu. De ce a fost mai frică lui Robert, i s-a întâmplat. Și-a pierdut serviciul. Odată cu concedierea, s-a spulberat și visul lui de a deveni IT-ist. Frustrarea lui Robert este împărtășită și de Diana, care se simte vinovată pentru cele întâmplate. Supărarea ei nu trece neobservată de superiorul ei, care o provoacă la o discuție. Bună, Diana! Bună ziua! Ce place? Bine, dumneavoastră? Te văd cam supărată. Ce s-a întâmplat? Nu știu, nu mă pot concentra. Nu vă supărați, dar am nevoie de 5 minute pauză. Poți să iei și 10, știi că te înțeleg dacă există o problemă, dar mulțumesc. Aș vrea să știu și eu, e ceva grav? Te pot ajuta cu ceva? Nu, nu cred că aveți cu ce. Este legat de iubitul meu. E, asta e tinerețea, problemele astea vin, se duc, nu ai niciun stres. Stai liniștită, se rezolvă de la sine. Doar dacă nu e ceva grav, grav. Păi a fost concediat și... Asta nu mai e din vina mea. Păi cum din vina ta? Ce te apare una acum? Pentru că este într-o relație cu mine. Păi... Și de ce tocmai să înceapă să îl dea afară din motivul ăsta? Din cauza părinților mei. Ăsta ar fi și un motiv de proces. Un pic de discriminare. Nu pot să cred că mă confesez șefului meu. Dar nu am altă variantă. Părinții mei nu sunt de partea mea. Diana e ca și fiica mea. Țin foarte mult la ea, pentru că taică-su în urmă cu vreo 20 de ani mi-a salvat viața. Nu știu ce să fac. El vrea să plece înapoi în Spania, la părinții lui, să muncească acolo. Există și tu. Găsește o variantă să-l ții aici. Dacă te iubește, o să stea alături de tine.